Vedeți, cardinalul la urme. Cardinal. Cardinalul la urme. Ca să stea în mod de lumea. 10. De unde știu? Pentru că am făcut 5 ori 10. 5 ori 2. 10 ori 12. Dacă e nu. 2, 4. Ah, m-am uitat la celelalte, mă scuzați. Uite acolo, 2, 3 și 4. 4, 3, 12. Deci cu 2 am făcut 3, cu 3. Deci, practic, câte sunt aici, ori câte sunt aici. Cardinalului A, ori cardinalului B. Deci ar fi egal, cardinalul A, ori B, egal cardinal, cardinalului A, ori cardinalului B. Știi ce înseamnă cardinalul? Nu mă numi elemente, da? Cardinal, numărul B. Oricum mă numi elemente din B. Corect. Și mai aveam, domn profesor, mai aveam A intersectat cu mulțimea bidă. A intersectat cu mulțimea bidă. Nu. Punem elementele comune. Ci în A și ci în mulțimea bidă. Cât face? A intersectat cu mulțimea bidă. Da, da. Un pic, un pic. A intersectat cu mulțimea bidă. Câte elemente are mulțimea bidă? Nici, nu, n-are niciun element. Nici măcar, iar cu mulțimea bidă. Da? Deci, da. N-are niciun element. Nici și mulțimea vide intersectă. Dacă orice mulțime face mulțimea vide. Că dacă asta, noi punem intersecții și punem elemente comune. Asta mi-am niciun aici avem niște întrebări, domnul profesor. Deci, am de ce mulțimea vide? De ce mulțimea vide? De ce mulțimea vide este inclusă de orice mulțime? Dar nu aparține. Dar nu aparține. Da. Mulțimea vide, mulțimea vide este vedită ca mulțime de obiecte. Și relația de de incluziune se stabilește între două mulțimi. Da. Și mulțimea vide, ca de ani niciuna, o găsim în orice mulțime a mare. Oricare ar fi asta. Iar relația de apartenență, simbolul ăsta, se stabilește între un element și o mulțime. Deci, eu nu voi putea spune că o mulțime aparține altei mulțime, ci că e inclusă sau neinclusă. Iar când vorbesc de un element, iată, în mulțimea A, asta care îmi scriu acum, A mare egal cu mulțimea 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, o să spun, 2 aparține lui A mare. Da? Aparține. Nu o să spun că 2 este inclus în A. Fals. Dar dacă vrei să scriu corect, scriu așa 2 și o bag acolo în mulțime. Mulțimea formată din elementul 2 este inclusă în mulțimea mare. Bine. Da? Deci, în clipa în care scriu simplu 2 inclus, e greșit. Și ea este spune, o submulțime? Dacă o gândesc ca o submulțime a lui A, trebuie să o pun în acolată. Și mulțimea vidă este, este o submulțime a oricărei mulțime. Mulțimea vidă este o submulțime a oricărei mulțime. Da? Deci acesta este motivul pentru care trebuie să scriu așa. S-a terminat Teresa? Nu, mai am unui tăcit eu. Așa face pe da. Cât nou, așa e la... Aha, și ne dai și tu și cu... Da, nu te da. Un număr natural este cu 18 mai mare decât altul. Este un număr natural cu 18 mai mare decât altul. Adică... Cum scrie asta? Ai egal cu versus 18. Ai egal cu versus 18? Nu. Dar cum? Dar cine e mai mare? Gândim, dacă vrem de ASP e mai mare decât B. Dacă vrem de ASP e mai mare decât B, o să scriem că B plus 18. Așa, ăl mai mic, B1, egal cu B plus 18. Dar așa vă zice și niște da, așa vă zice. Deci, fiindcă le includ A mai mare ca B, atunci vom spune că B plus 18 sau A egal cu B plus 18, da? Da. Bun. Dacă împărțim suma celor două numere la diferența lor, obținem câtul 5 și restul 14. Deci A plus B. Dacă împărțim suma celor două numere la diferența lor, la B minus A rezultă câtul egal cu
câtul egal cu 5 și restul 14. Și restul egal cu 4. La Benjamin înseamnă profesor. La A minus B ar fi trebuit. Păi nu? Pentru că A e mai mare. A e mai mare. Deci B, A minus B. O să pusă B minus A? Nu, la diferența lor. Da. A minus B, așa e corect. Așa. Obținem câtul 5 și restul 14. Afacere două numere. Ei, scrim teorema împărțirii cu restul aici. Ăsta e de împărțit, ăsta e împărțitul, ăsta e câtul și ăsta e restul. Și zicem A plus B de împărțitul egal cu împărțitorul A minus B ori câtul 5 plus restul 14. Deci A plus B egal cu A minus B ori 5 plus 14. Așa încât mai am într-o relație că A minus B iată cu A minus B egal cu 18. Cum să fac? Aici, A minus B. Cum să fac? De aici încolo cum mă descurc? Cum fac? Știu că A minus B. Oare cum să fac? Dacă știu că A minus B. A, dacă e. Sigur că da. Deci eu o să avem A plus B. Egal cu A minus B pe care îl știu, 18. Vorbește mai mie, ori 5. A plus B va fi egal cu? Va fi egal cu 5 ori 8. 90. 94. Da? Nu, plus 14, 104. 104. Plus 14, 104. Iar A minus B de desubt egal cu 18. Cum mă descurc de aici? Cum fac? Suma e 104, diferența e 18. Facem 104... Facem o linie, le adunăm, le scădem, le mulțim, ce facem? Eu zic să le adunăm. Știți de ce? Când le adunăm membru cu membru, B scăzut, B se reduc. Și în 2 de ani, da? Deci le atragem de șapte, și le adunăm. 2 de ani. Și putem să faceți că ai la cu 18 plus. Și sau? Și locuiam pe ai la cu 18 plus. Da, și adunați deja pe aia și... Și da, dar o să mi se pare cea mai rapidă. Dar asta vedem foarte rapid, pentru că B1 și minus B s-a terminat și 2 de A egal cu 122. Adică numai A va fi egal cu 61. Dacă ai 61, înlocuim în numărul care vreți voi. B egal cu 61 minus 18. Egal cu 43. Egal cu 43. Dar profesor, eu nu am o metodă. Mai ai o metodă în ziua. Te rog. Dacă ai egal cu B plus 18, atunci prima parte o să fie egal cu 2B plus 18. 2B plus 18 împărțit la 18, pentru că B plus 18. Asta e. Exact ce ai spus de aici încolo, că locuiești pe A egal cu B plus 18. Deci de aici încolo când mi-ai zis că locuiești pe A egal cu B plus 18, vine 2B plus 18 egal cu 104. Deci e aceeași chestie. Exact. Da. Deci, acum punctajul. Suntem în punctajul. Așa. La primul exemplu de 5 puncte. Deci aveți o dată 5 puncte. La al doilea exercițiu 5 puncte. La al treilea 10 puncte. La al patrulea 5 puncte. La al cincilea 10 puncte. La al șaptelea 5. Cum la al cincilea căde? 10 puncte. A scris un punct de tabă. La al șaptelea 10. 8. 10, 9, 10. Nouă a fost de toate, da? Da. Și asta vedea dacă ne apar 90 de puncte. Da. 10 puncte din oficiu. Da? 10 puncte oficiu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70, înseamnă că n-am dat atât de punctajul. Înseamnă că sunt 20 de puncte. Da. Puneți unde, nu la primul. Uitați la 6-lea și la 4. La 6. Da. Pun 10. 10. Și exercițiul ăsta de dificultate la care ei dau 15 puncte la ultimul. Aici? Da. 15. Așa. Și, tot și, și la 4, încă 5. La 4. La 4. 10 puncte. Da. Acum sunt 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Nu, sunt acum, mai au 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Da, 75, 80, 85. Nu sunt?
Domn profesor? Da, nu sunt. 85. Dar pune și la 2 tot 10. Gata, a ieșit. Da, da. Eu sunt o dată greșit. Da. Dar acum chiar că sunt 90. Dar dacă nu știu chestia asta de la ultimul punct cu a... Acum sunt 90. Cu protezia. Da. Nu, acolo tu n-ai știut. Da, nu, da, da, nu, nu te puntezi. Da. Haideți să vedem în ansamblu problema. Exact. Ieșiți un ansamblu. Prima a fost discuție, facem o discuție pe total. Prima a fost operație ce da, da. Se face. A doua chestiune a fost cu... Cu ce a fost? Uitați-vă voi câte aici. A doua a fost cu... Aaaa, găsirea lui X ăla. Da. Eu și la al doilea am dat 10 puncte. Avea variantă destul de rapid aceea când X-ul e egal cu 3 citind. Da. Și așa. A fost interesant. Scrierea în baza 10. Exact. Sau observații. Mi se pare interesant. L-am găsit X-ul. Da. Al treilea. Exemplu, a fost ăla cu divizorii lui 8, reunit cu divizorii lui 12. Cu multipli. Da. 55 vă dați acolo, că ați avut A și B. Bun. 8, da. 86. Scrie acolo 86. Ați avut A și B. A avut A și da. B. 55. Ca dificultate, acolo a fost interesant să știm divizorii și ce înseamnă multipli. Da, și reuși. Și operații cu mulțime. Da. Da. Și operații cu mulțime. Deci punctați-vă corect, da? Da. Bun. Da. Următorul exercițiu a fost... Cel mai, să găsim cel mai cel mai mic număr natural, a căror sumă e 10. Din 5 cifre din simplu. Așa, a fost interesant, aș spune că... Au fost 10.234. 1, 0, da. 2, 3, 4, da? Da. 0, 2, 3, 4. Ideea, ideea de a merge la cifrele unităților, la cifrele zecilor, să simți că numărul este cât se poate de mic dacă ai grijă la cifra miilor, zecilor, de mii sau sutelor unităților să fie din ce în ce mai mici. Corect. Da? După aceea a fost și rolul acela de numere. 5, 10, 15 până la 1900. Așa. Și acolo a fost... O, acolo ne-am avut... ABC am avut. Da, ABC am avut acolo. Acolo aș fi dat vreo 15 puncte. Da, dar cred că în loc de la 9 trebuia să dea acolo, domn profesor, la 5. Așa. Deci la 5... Apoi acum ești ce treia 10, cât e 5 la fiecare. Și acolo 10. Da. Acum trebuie să recalculăm din nou. Păi nu nimic, am mai calculat odată. Da. Deci aici la punctul A a fost ușurel, la punctul B am avut ceva dificultăți. Dificultăți au fost, da. Și la C cu dificultăți majore. Da, profesor, eu am făcut. Da, bine. Bine, nu puteam. La 6 ce a fost la 6? La 6 a fost, după ce am calculat termenii, a fost A minus B egal cu 447, determinat la HB astfel încât se împartă. Câtul 13 și restul 15. A, o teorema împărțirii cu restul. Da, da. Și au aflat pe A și B. Deci a fost... Da, la 7 a fost să-i dau mulțimile. Așa, și aici a fost operația... Trebuia să găsim operații cu mulțime aici, cu produsul cartezian. Și produsul cartezian, da. Noutate. Da. Vreau să văd cu cine alegem, adică știți exact. Noutățile, da? Da, au fost noutăți. Da. După aceea, la următorul a fost... Care a fost următorul? La 8. Produsul cartezian a fost 8 care l-a venit. L-am încurcat. L-am încurcat. Da. Asta era 1, asta era 2, asta era 3. Bun, care a fost de la se va ia 8-ul care a fost. 8-ul cred că a fost ăla cu 7x plus. Am mulțumit, le-am făcut. Voi trebuie să zicem. Păi uitați-vă pe caițelul. Și ce-o cred. Ăla cu mulțimile în care a fost că... Și produsul cartezian? Păi dacă nu știți, cum pun. Nu cu produsul cartezian. Acela cu A egal cu 1 mai mic decât X, mai mic decât 6 și a trebuit să aflăm mare unde să aflăm au mulțimea mare și B mare. Mulțimea mare și B mare cât X între 1 și 6, da, adică 2, 3 și 4. Da. Următorul exercițiu după a fost acela când am aflat că B plus 18 egal cu A. Așa. Și a trebuit să le aflăm pe A și pe B cu 5 res 14, acesta e. Așa. A, ăsta a fost ultimul. Ultimul. Păi da, dar mai era unul. Mai era unul înainte. Da.
Deci somnul mai mic sau asta. Egal decât 172. Da. 7x minus 11 mai mic egal decât 172. 7x plus 11. Din ecuația asta. Din ecuația asta și am legat obținut 5. 172. Foarte bine știu. Deci asta a fost al 7-lea. Da. A 7-lea, da? Da. A loc a fost mulțime și facem cu ăsta de aici. Corect. Cine am ales? Cu ce ne-am ales? Haideți să recunoaștem. Ne-am ales cu teorema împărțirii cu restul de mai multe ori folosită, rezolvări de două relații de acestea care avem sumă și diferențe de acolo, dintr-una în alta, să ne duce ce... Da? Deci, am avut destul de lucruri interesante. Mulțime am făcut. Operații cu mulțime. Da. Deci, vedeți în teza asta, celor care au gândit teza, o dorit să urmărească, să atingă cât mai multe lucruri. Da? Deci, am avut, de ce să vă spunem, lucruri destul de interesante. Spunem că teza și-a atins obiectivul. Adică a fost mai frumoșică. Da, da. Nu s-a ridicat foarte sus. Autorul păstrează o limită a decenței, să zicem așa. Mediu. Mediu. Deci, gândește cam pentru toată lumea să fie așa. 7-8, da. Da, 7-8. Cu ce ridică el stacheta? Unde face selecția? Unde sunt lucrurile? Exercițiul acela... Cu ce? 5. Are 5. Cea cu 5. Așa, acolo se da, bate, la, nu? La ce? La deci, ce și la... Și nu la ce, și la suma pe 30. Suma pe 30. Și la care am numărului, că nu toată lumea știe să calculeze numărul. De termen. Toată lumea de termen, da. Deci, și la ce iară când a zis că... E, da, la și la aici, aici noi la ce am mai insistat mai mult, am dezvăluit. Da. Pentru că am dat noi mai multe variante, am încurcat... La de că nu știam cum s-a trebuit 30 ani. Al 30-lea termen, că deși voi erau scriși pe tablă, toți vreți de 8-5, voi nu v-ați spus repede. Acolo au fost și puteți. Foarte multe lucruri interesante. Deci el face selecția aici, ești număr 5. Da. Da? Suma cauza aceea care îl surprinde. Nu de, voi sunteți standard obișnuit să se calculeze suma. 5 plus 10 plus 15 și nu știu ce. El nu spune, sunt în șirul de numere. Ajunge până la 1900. Câți termene are șirul acesta? Corect. Da? Deci iese din șablon. Câți termene are șirul ăsta? Calculați primii 30. Calculați primii 30 și suma primilor 30. Iar te pune în dificultate. Corect. Și pe urmă, punctul ce acela care l-a plăcut foarte mult, pentru că era vorba suma din șirul ăsta de termen, foarte tare, aici face selecția, atenție. Din șirul ăsta există unul, primul cel mai mic. Acolo sumă principală. Atâta sumă este, care este cel mai mic care are suma asta, 21. Foarte, foarte frumos. Am găsit 7,90. Deci, vedeți, și-a lăsat o marjă de, pentru vârfuri. Exact. La clasă, având două, trei vârfuri, acestea să aibă și ei ce anume să discute, să aibă și ei starea. E bine că au atacat niște chestiuni mai tipărate. Mai interesante. Mai interesante. Tu, ca e rezolvitor la tezei acestea, punctul 5 merita să-l lași deoparte un pic. Făceai pe A, să zicem, făceai pe A. Eventual pe B. Pe B, dacă te prinzi, dar punctul C trebuia să-l lași deoparte. Că ăsta este punctul care face selecția, face departajarea. Și s-ar putea să fi pierdut mult timp la el. Ne înțelegând. Și după aceea, uitați-vă, dacă mai făcea 6, 7, 8 și 9, păi pierdeați, uitați cât punctaj. Da? Păi, dar mai bine îl făce pe toate piciorile săi și răsai la urmă. De concluzia, este acolo unde nu te prinzi. Imediat. Lași, mergi mai departe, ataci celelalte chestiuni care sunt la îndemână. Așa. Și abia la sfârșit, când îți rămâne timp, te întorci la teza. Nu trebuie să fii într-un ordine neapărat. Nu, nu, nu. Păi decât să stai 250 sau 15 minute pe un punct. Să pierzi timp la teza. Te duci pe ce. E cum ați învegat zi de 30 de puncte, să iei 5 puncte. Deci strategia este asta. La orice teză, țineți minte ce vă spuneam, la orice teză, le abordez la prima citire pe cel la care ai contact cu ele rapid. Știi cum se fac. Ăla, da? După care, în ordinea în care se cere ceva consum ca să
înțelegi problema, te duci și insiști pe acolo și consumi timpul util. Nu-l consumi inutil, nu-ți bagi joc de timp. Acolo unde nu înțelegi mai nimic din ce se enunță, nu are rost să stai pe chestiunea aceea. Îl lași. Deoparte și până la sfârșit, când îți rămâne timp, te duci și abordești chestiunea aceea. Că dacă e să pierd mai mici, pierd un 50 de timp sau un maxim, decât să pierzi, uitați de timp unde pierdeați după. Vreo 30-40. Da, și mai ales când intri în criză de timp, ce se întâmplă? Intrând în criză de timp, nu-ți mai ies nici celelalte care ți-aș iau. Exact. Intrați în panica aia. Da. Timpul te presează și nu-ți mai iese nimic. Greșești banal. La exact. O mulțire greșești. La lucruri de nimic. Da, și atunci... Țineți cont din toate sfaturile care trebuie. Toate acestea sunt lucruri care merg. Să facem. Bine. Noi ne propunem să facem și o evaluare. Așa am făcut. Da. 8,5. 8,5? Da. 9,50. Darius? 9. Șacamia? 9. Da. Mă bucur mult. Este o notă bună la momentul acesta și asta ne dă încredere să putem aborda. Vă invit în continuare de fiecare dată, vedeți că aveți ceva lucruri interesante de aici de prins. Și să facem repetiția materiei de clasa 5-a. Este spectaculos. Dar la 6 asta și învață. Materia de 5-a mai cu un pic. Fără opus cheamă, fără puteri și cu frac... Fără puteri deloc? Deloc. Până acum. Dacă erau 70. Da. Ați pierdut abonați. Ai pierdut. S-au pierdut. 5 abonați s-au pierdut. Da. Și acum s-au câștigat mai mult. Cu câți? Câți? 5 abonați s-au pierdut. S-au pierdut 5 și acum cât? Și acum au crescut cu 90. Cu 90? Sau 100 mai bine. Deci 78. Dar cum nu știți că se pierde? Poate nu se vede. Da. Se vede când se pierd abonații. Da. Erau 610, apoi au fost 605 și acum au crescut la 708. Asta mi-e interesant, când crești. Cum s-a crezut mi-e interesant. Sinteza oră e și aici se duce. Teorema motivului. Teorema Împărțirii. Cu rest. Mulțim. Operații cu mulțim. Inecuații. Autoevaluare, lucru spectaculos.
Ca să începi să-ți dai și tu seama că ăla e cu nu uita de like și abonați. Și pe YouTube, și pe blogul domnului profesor, da? Mai lecții desinteresante, da? Da. Foarte interesant.